Bun găsit tuturor la o nouă dezbatere. Marian, ce temă avem? Tema este o temă incendiară, vorbim despre comparații. Văd că multe suflete se potignesc la capitolul ăsta, la comparații și spun că am auzit în privat de mai multe ori chestia asta, că nu sunt suficient, nu sunt la nivelul tău, nu sunt la nivelul vostru, n-am ajuns unde trebuie, încă trebuie să mai fac pași să ajung acolo. Nu sunt suficient de bun. Da, deci am avut mai multe discuții în privat și vreau să lămurim problema asta, că este o chestie care văd că este foarte comună în procesul ăsta de înțelegere a mecanismului, că nu este, personal nu cred că este niciun nivel. Deci cred că este mai mult doar înțelegerea faptului că noi suntem deja compleți. Asta este ideea. Pentru că când avem starea asta că nu suntem suficient de buni sau că n-am făcut suficient de bine, este cumva o împărțeală în interior. Adică ne considerăm că suntem cumva defecți sau că suntem cumva, nu suntem complexi sau nu am făcut suficient de bine ce avem de făcut. Dar trebuie să conștientizăm cumva că Divinul, toate procesele astea pe care el le face pe fundal, au o anumită ordine și un anumit timp. Da? Și sunt anumiți pași pe care îi urmăm. Și dacă noi, de exemplu, nu trecem anumite experiențe în viață, noi nu putem să înțelegem învățătura. În special învățătura asta este o învățătură foarte, ea este foarte simplă, dar e foarte complexă, că sunt multe chestii care se desfac în spate. Adică e ca o Sunt multe programe care se șterg și atunci normal că ego o să aibă mereu tendința să spună, când vede că, în special când vede că ai făcut un progres, adică când vede că Divinul cumva a șters foarte multe programe, apare imediat și apasă butonul, că nu e suficient de bun ca să te oprești în proces, să renunți la el. Deci este o metodă perfectă a ego-ului să facă asta. Da. Da, și cred că trebuie să ne uităm la capcana asta ego-ului, care este, are și rostul ei când apare, dar să o înțelegem că e doar o minciună, că e doar o, pentru că odată ce ne comparăm cu altcineva, noi nu ne mai trăim viața. Asta e altă chestie. Adică eu dacă mă compar cu Gigi Becali că vreau să am banii lui, automat nu o să ajung niciodată ca Gigi Becali, pentru că automat eu intervin peste divin să ajung undeva unde n-ar trebui să ajung și atunci poate mă lasă să fac anumiți pași, dar lovitura o să fie așa de mare că o să mă dea înapoi cu totul, adică nu o să mă las să ajung acolo sau că ajung acolo deja sunt foarte, o să fiu mai nemulțumit. Cumva. Adică noi trebuie să înțelegem că țintele astea pe care ne le facem sau că ne comparăm cu cineva, nu au, de fapt noi, cum să zic, încetinim procesul de înțelegere când trăim cu ele cumva. Adică nu ne lăsăm să se întâmple lucrurile pe care Divinul le-a planificat cu noi cumva. Știi? Adică anumite programe nu se șterg tocmai din cauza asta, că nu sunt suficient de bun. Programele pot fi deja șterse, dar ego-ul te orbește cumva să spună că n-ai făcut suficient de bine și acolo te-a prins. Ești prizonierul lui, cum ar veni. Nu știu de unde vine chestia Ei, asta, lasă că zic adică eu imediat de unde vine. spui tu? Ok. Păi cum, Marian, de unde vine? De la Noul Testament. De la Ce se biserică. face Ok. de-a lungul Noului Testament? Se face comparație cu o persoană care este suspusă și pe care egoul nostru crede că nu va putea niciodată să o atingă. Și asta te bagă într-o bulă cumva în care tu renunți. Te vezi inferior, te vezi nempăcătos sau eu știu cum te mai vezi, cum ești făcut în Noul Testament și renunți la a te schimba. Nici măcar la un moment dat nu-ți mai trece prin cap că te poți schimba, pentru că acolo se induce ideea că va veni cineva să te salveze. Tu trebuie doar să stai și să aștepți. Se spune că Iisus a fost răstignit că ne-a răscumpărat nouă păcatele. Și acum noi n-am avut altceva de făcut decât să facem alte păcate și va veni din nou, e a doua venire a lui Isus, pe un nor, pe nu știu cum va veni
și ne va răscumpăra din nou păcatele sau nu știu ce ne va face. Dar eu ne va salva de obicei, cam asta se crede. Deja de aici se vede, de aici se duce toată această comparație. E o persoană mai presus de alta și noi implicit ne vedem mai prejos. Și atunci ego-ul intră cumva în învinovățire și apoi intră în stand-by și se complace în starea aia. Ei, lasă că eu nu pot să fac, n-am să pot să merg nici pe apă, nici să fac minuni, nici vindecări, nici nimic. Interesant, pentru că eu nu am avut tangență cu biserica, vezi? M-am ferit de latura da. Asta. Și n-am avut chestia asta de învinovățire, adică că nu sunt suficient de bun sau n-am avut niciodată în interior că aș fi putut face mai bine. Cumva, deci, vezi, e foarte important ce spui, pentru că îmi dau seama că biserica a afectat foarte mult cunoașterea noastră a Divinului din noi. Deci, am fost mai mult pe New Age, am fost mai mult în latura aia, dar în New Age se mergea, nu invers, se mergea pe plus, se mergea mereu să cauți lumina, să te duci în față, n-a fost niciodată. Pe când asta cu biserica, observ că, de fapt, nu te lasă să mergi nicăieri, de fapt, ea te păcălește că o să-ți vină un salvator într-un punct anumit în viață, că nu o să se întâmple niciodată, pentru că e doar o proiecție. Acum înțelegem cum Da. se întâmplă. Da, e interesantă. Dar uite, pot exista persoane care chiar dacă nu au avut tangență cu biserica, cum ești tu, dar pot avea această comparație în ei ca program moștenită de la alții din familie, de la mamă, de la bunică, care poate au frecventat biserica și au creat acest program. Simona, nu te auzim. O mută apă la noi sau toate avioanele astea militare care trec și foarte zgomotos. Societatea actuală este construită pe Noul Testament. Deci, de când s-a dat, oricând nu știu exact când a fost făcut, nu se știe când s-a făcut exact Noul Testament, dar toată structura societală de astăzi este construită pe principiile Noului Testament. Dacă ne amintim încă de la colonialism că s-au dus cu Noul Testament și să-i civilizeze pe băștinașii de pe unde se duceau ei, de prin America, de prin Africa, pentru că ei credeau că ei sunt sălbateci, pentru că nu aveau comparații, ei trăiau liber. Nu avea comparație. Și, de fapt, libertatea a fost importată de la băștina și aveau totul la comun. Da? Și atunci au venit europenii și le-au impus stilul lor de gândire ca să ai o persoană care îți spune ție ce să faci, de să ai o autoritate. Da. Și, deci, o autoritate religioasă la care trebuie să te duci să practici ceea ce ai de practicat ca să ți se ierte o listă de păcate cu care au venit ei. La fel este și la societate când s-a făcut justiția, deci conceptul de dreptate, s-a introdus conceptul de dreptate cu justiția, cu poliția, după aia de apărare, cu sistemul militar și cu leadership-ul, cu conducerea societății. Deci s-a introdus acest sistem piramidal de conducere pe supoziția că oamenii sunt niște sălbateci, niște animale, iar dacă tu nu vine cineva să-i organizeze, stau și se bat între ei. Da? Deci vine de la concepția lui Hobbes, de pe la 1500-1600, care spunea că oamenii sunt niște animale, niște sălbateci, de aceea avem nevoie de structură socială, de cineva care să ia să-i organizeze. Deci, într-un fel, să fie într-o ordine. Unii sunt mai buni decât ceilalți. Da? Deci s-au format elitele și clasa muncitorească, aveai clasa cu bisericească, erau preoții, da? Deci preoți, conducătorii și masele, da? La Platon la fel, aveai, conceptul lui era stil comunism, toată conducerea unei țări trebuia să fie la un grup de regi filozofi, partea militară, deci avea un grup militar și un grup preoțesc. Iar restul erau masele care trebuiau să fie conduse. Deci și acolo s-a băgat această împărțire, superior-inferior.
și automat când întreaga societate este pe superior și inferior, instinctual tu te simți că ești mai inferior decât ăla. Știi? Tu nu gândești, băi, eu sunt mai inferioară decât șefa mea sau decât șeful meu. Nu, dar o simți în relație, da? Și automat tu o aplici și în familie, de exemplu. Spui că eu sunt superioară copilului, de aia copilul trebuie să facă ce spun eu. La fel în relații cu, nu știu, cu în societate, tu ești superioară femeii de serviciu pentru că tu stai la birou și aia, nu știu, spală podelele. Da. Deci asta de comparație noi îl avem automat în cap, da? Și după aia să mai vine cu moda, cu ce mărci le folosești, după aia ce mănânci, unde mănânci. De aici este drumul. Culoarea pielii. Da, toată rasismul da. Și toată împărțeala asta care a da. Fost creată. Și normal că ne comparăm, noi ne comparăm toată viața, conștient sau inconștient. Știi? Și o dăm și mai departe. Și chiar mă gândeam, băi, cum am putea să nu dăm noi mai departe la copii, la urmașii noștri? Și singurul lucru care am venit, pentru că știți că fiul meu cel mare e sportiv, are 12 ani, și mai ales că e fiind în sport, unul câștigă, unul pierde, da? Deci nu poate să câștige toți. I-am zis că toți sunt egal, câteodată unii câștigă, câteodată ceilalți câștigă. Dacă ceilalți au câștigat, asta nu-i face mai bun sau pe tine mai puțin bun, pentru că au depus poate un efort mai mult efort ca să câștige premiul respectiv și voi ați depus mai puțin efort sau invers. Deci, într-un fel, încerc să-i formez o concepție de ansamblu, înțelegi? De exemplu, au câștigat acum pentru prima dată de când suntem în grup un an jumate regional la fotbal. Da? În sfârșit nu știu ce cupă regională la fotbal și erau foarte fericiți în weekend că au câștigat și spune, uite, copilul X a dus și a râs de cealaltă echipă pe care noi am învins-o și le-a zis cu cuvinte urâte și nu știu ce. Și mi zice că eu m-am dus și le-am zis că au jucat foarte bine și că le mulțumește că pentru jocul care l-au avut. Deci el a venit de la sine cu chestia asta și a zis că a găsit reacția colegului său exagerată. Da? Deci noi putem să învățăm să ne învățăm copiii să vă pună lucrurile în perspectivă și să reducă partea asta comparativă. Da. Asta a fost un pic să vă dau perspectivă că, într-adevăr, la baza societății noastre și felul în care noi gândim și acționăm stă Noul Testament și totul e format pe el, filozofiile care au apărut și până la felul în care noi trăim astăzi. Da. Deci nu mă miră că ne comparăm, normal, nici nu ne dăm seama, ci bine ar fi să ne dăm seama. Ideea Da. e că atât de puternică e comparația încât îți taie toate aripile și te bagă cumva în stand-by și nu mai găsești, nu mai catadixezi să faci absolut nimic, să te schimbi, adică crezând că nu vei atinge niciodată acel ideal care ți s-a pus pe un piedestal. Da, sau Când te Mariu duci. zice clar că avem aceste puteri în noi cu toții, deci am putea cu toții să facem apa în vin, să mergem pe apă, să orice, orice. Bine, acolo a și spus Iisus la un moment dat că și voi aveți aceste puteri, ba chiar mai mult. Dacă i-ați spune muntelui să se mute, s-ar muta. Da. Dar Iuliana, ce spui tu, de la deja extreme, noi vorbim aici de chestii mărunte, că eu Dar fac Marius spune întotdeauna, el spune, te întrerup scuze, că noi suntem ființe divine și asta de care vorbim noi este starea ideală în care și noi ca ființă divină ne aflăm. Deci noi ca ființă divină ne aflăm în starea ideală. Noi avem toate puterile astea, noi suntem, dar datorită la 3% ăla sau cât om avea, poate chiar mai puțin de 3%, noi nu ne mai știm puterile, nu ne mai credem și plecăm, ne îndepărtăm foarte mult de acest ideal. Da. Da, dar cred că avem tot timpul tendința să ne întoarcem spre idealul ăla pentru că ne ducem la cursuri, nu? De aia s-au Da. inventat și
cursurile, ne ducem la cursuri să fim mai buni. Mai buni decât suntem și poate la fel de buni ca ceilalți. Da. Mădălin, te-ai comparat în viața asta? Te mai compari încă? Foarte mult, foarte mult. Sunt încă în conflict cu comparația și până și este un grad de comparație. Deci și societatea și peste tot e la nivel de comparație. Orice este pe grad de comparație. O floare mai mare ca cealaltă, chiar și gândul și chiar și privirea. Ego-ul mereu în parte, mereu se compară și asta. Și ok, știm cauza că e societatea ca asta, dar cum putem să oprim comparația asta? Ia uzi, Marian, cum putem opri comparația? Când se pe pământul, bănuiesc, da? Cum ne învăța, cum ne învață mare. Da, cred că ține foarte mult pe gradul nostru de atașament. Cu cât scăpăm de mai multe atașamente, cu atât ne comparăm mai puțin. Avem mai mult, accesăm mai mult divinitatea când renunțăm la atașamente. E așa mi s-a întâmplat mie. Adică când eram foarte atașat de material, încă mai este, adică lucrez, nu este. Îmi amintesc că mă comparam mereu cu ce, adică aveam gradul ăsta de comparație, dar îl făceam automat, fără să-mi dau seama. Deci are o relaționare cu... Și mai este o chestie, să știm că exteriorul e deja generat, adică să înțelegem chestia asta și noi cu ce se compară din exterior, pentru că exteriorul e la mâna lui. E la mâna lui Dumnezeu, deci el dacă face anumite chestii, el le face cu anumit înțeles. Noi înțelesul ăla nu trebuie să-l înțelegem pe moment. O să ne vină înțelegerea într-un anumit punct. Dar dacă noi începem să ne comparăm, ce se întâmplă? Ce observăm atunci? Apare nemulțumirea că n-am ajuns într-un anumit punct. Deci chiar asta a fost discuția, că aș vrea să fac mai mulți bani ca să ajut mai mulți oameni sau... Adică în spate ego are o idee pozitivă, chipurile, între ghilimele, știi? Dar el știe că pe acolo poate să producă suferință. Și atunci o să o folosească ca să ne prindă în trapul lui, în capcana lui, știi? Că noi, de fapt, tot ce avem de făcut nu este să salvăm pe nimeni. Noi, de fapt, ce avem de făcut să stăm, adică să înțelegem, să, în primul rând, să conștientizăm cine suntem. Adică să conștientizăm că noi suntem complexi deja. Că suntem ființă divină. Pentru că ego-ul ăsta, și Marius ne spune, este o iluzie. Tot ce ne spune sunt minciuni. Deci este automat, când auzi mintea că ți trâncă în cap, automat trebuie să îți găsești mecanismul tău în interior să spui, băi, mintea minte. Și acolo să se oprească. Adică să ai o lucrare cu tine, în primul rând, în care să-ți oprești mintea să trâncă. Că el, prin trâncăneala asta pe care o face mintea, el folosește în special comparația. Știi? Dacă vă uitați la ego, el face mereu, compară trecutul, dacă nu-i mulțumit de trecut, îți duce în viitor, dacă viitorul nu este suficient de bun, viitorul nu o să iasă niciodată cum vrea el, pentru că este o proiecție și devine ți-l dă, îți dă toate proiecțiile peste cap, atunci apare auto-judecata. Vedeți ce da. Interesant? Deci el se duce în trecut, se duce în viitor, deci toate astea sunt proiecții. Și când ajunge în punctul unde trebuie să se lovească cu viața, vede că lucrul ăla nu i-a ieșit, și tot el pornește metoda asta de învinovățire, care este tot în spate, are tot comparația. Că zice, n-ai făcut suficient de bine sau n-ai făcut ce te așteptai. Deci este tot un model de comparație în spate acolo, dacă vă uitați. Știi? De acolo apare învinovățirea. Că n-am făcut, aș fi putut face mai bine. Păi cum să faci mai bine, logic, când Dumnezeu te-a trimis în experiența aia să o treci? Cumva, cred că ego-ul are undeva dreptate. Pentru că el, punându-și niște ținte, comparându-se și punându-și niște ținte, Dumnezeu va veni tot timpul și le va dărâma. Pentru că noi trebuie doar să fim, doar să lăsăm pe Dumnezeu să intre, să-i facem golul ăla de care zice Marius, să nu ne dorim nimic, să nu ne facem planuri, trăim clipa. Și atunci divinul va face și va veni spre noi cu tot ceea ce noi am visat vreodată. Uite, și ca să vă arăt puterea de manifestare pe care o avem, adică să vă dau un exemplu. Chiar vorbeam cu un suflet ieri și a menționat un nume, Ștefan. A zis așa, a zis la întâmplare.
Și am început să văd pe mașină. Ieri am fost în înregistrare cu tine, Iuliana. Și pe stradă m-am găsit cu Dumnezeu astăzi. I-am dat un bănuț și am plecat spre muncă și m-a oprit. A ținut neapărat să-mi știe numele. Și mi-a zis, băi, sunt Marian. Și el mi-a zis, băi, eu sunt Ștefan. Dar n-avea față de Ștefan. Înțelegi? Deci eu vorbesc cu sufletul ăsta din România, mi-a zis numele ăsta. Mi-a apărut în realitate aici în Canada. Deci a ținut mortiș Dumnezeu să-mi dea numele ăla. Pentru că eu nu aveam treabă. Efectiv, am zis, Dumnezeu să fie cu tine. Deci eram pe înregistrare, am zis, îmi pare rău, chiar am o legătură. Și mi-a zis, nu, trebuie neapărat să spun ceva. Mi-a cerut numele. În sfârșit, ajung la muncă, deschid e-mail-ul, îmi apare Ștefan, numele clientului. Deci am zis, cum se poate că vorbim de numele ăla, a început să-mi apară în realitate, dar eu nu l-am gândit. Ea l-a proiectat din România. Tu îți dai seama ce puteri avem? Deci absolut mașinile mi-a apărut cu Ștefan, era cu data din... Adică peste tot era realitatea. Deci noi avem o putere imensă noi când ne accesăm, când suntem desprinși. Deci noi putem să manifestăm. N-am înțeles cine a proiectat din România. Vorbeam cu în privat. Așa. Cu sufletul ăsta despre numele ăsta Ștefan. A apărut în discuție. Ok, da. Și am discutat de ce apare numele ăsta și după aia a început să mi apară realitatea mea. Deci m-am dat seama că din România a fost proiectat, că eu nu m-am gândit la, nu a venit din conștiința mea, din mintea mea. Efectiv, eu îmi vedeam de treabă, dar mi-a apărut peste tot. Mă gândesc aici că e o confuzie, că noi nu avem treabă cu alte realități. Ce e realitatea mea, e realitatea mea și punct. Chiar și acea persoană din România care a venit să specifice numele ăsta, a venit doar așa divinul, a venit să-ți transmită pur și simplu ceva, nu că a venit persoana aia și a influențat realitatea, universul tău. Probabil că divinul a dorit să-ți demonstreze niște lucruri, să te facă mai mult conștient de ele. Da, dar și, înțeles, și, de la și Marius. Persoana cu care vorbeam e desprinsă. Adică și ea este desprinsă, adică nu caută păi cu atât anumite mai lucruri. mult nu ar fi De sa... influențat altă realitate. Da, Nu știu, nu așa... știu. Uite, să ținem cont. Ultima, m-am uitat aici, ultima convorbire, dezbatere și convorbire e numărul... Stai să mă uit imediat. 173. Deci ce va urma după 173 să fie pastila făcută cu Marius de ieri, în care el va explica încă o dată cum e cu universurile noastre, în care el zice așa, dacă eu și altă persoană suntem în același punct, în același loc, la aceeași oră, ora 8 dimineața, la o coadă, avem cu totul universuri diferite, chiar dacă sunt în același loc, la același magazin, la aceeași oră. Coada, el va vedea o coadă mare în funcție de interiorul lui, eu dacă am fost desprins, voi vedea o coadă foarte mică. Asta Deci, am înțeles, asta am înțeles, da. Dar deci tu spui că eu m-am gândit la numele la Ștefan și s-a manifestat? Nu Tu știu așa dacă spui? neapărat te-ai gândit, dar poate Dumnezeu, prin faptul că pormă ți-a apărut Ștefan peste tot, a vrut încă o dată să-ți demonstreze că, nu știu, că, uite, el se manifestă în universul tău sau... Dar ideea e că noi nu ne putem influența universul unul altuia. Păi dacă eu vorbesc cu tine și îți transmit anumite gânduri, cum o spune Marius, că Da. extraterestrii au puteri de inducție foarte puternică mentală, Da, da. Asta înseamnă că... Păi tu ești extraterestru? Zi Nu e pe vorba de față. Nu, zic, dacă tot s-a vorbit de chestia asta, înseamnă că ei au puterea de transmisie la distanțe foarte mari, la asta mă refer. Adică nu mai este timp și spațiu, se întâmplă instant, adică manifestarea asta este instantă, la asta mă refer. Da, e adevărat, dar nu știu, să vedem cum văd și ceilalți. Eu când mă gândesc că altul a făcut ceva, a influențat cu ceva, e ca și când mi se pare că mă uit în universul lui, peste gard, cumva. Eu una trebuie să... Așa am înțeles, că eu trebuie doar să privesc că totul e pentru mine. Că e Dumnezeu în persoana aia, că Dumnezeu e persoana respectivă, și că eu am creat-o și că ea a venit doar să-mi dea un mesaj. Da, este clar că totul este despre noi, despre interiorul nostru, dar zic că noi ca ființe divine avem puterea să creăm ce realitate vrem.
Da. Despre asta, la asta mă refer, Da. știi? Da. Și atunci, eu dacă vorbesc o anumită realitate, să zic cu Mădălin, Da. și lui Mădălin, în realitatea lui, poate să-i apară anumite lucruri de care noi vorbim pe subiectul respectiv. Lui Adică... Mădălin ăla creat de tine. Mădălin ăla creat de tine cu care tu ai vorbit, dar Mădălin ăla, Mădălin în realitatea, în universul lui, el poate nici n-a vorbit cu tine. El poate era la plimbare cu soția pe centrul orașului. Înțelegi? Noi suntem chiar mai mulți. Nu știu cum să exist. Suntem mai mulți. Marius mi-a explicat, zice, uite, eu te-am creat aici, ești pe calculator cu mine, te-am creat. Zice, dar tu, realitatea ta, poate ieși cu copilul la plimbare sau faci mâncare sau faci cu totul altceva. Deci noi ne creăm propria realitate, inclusiv actorii care vin. Da, da. Eu de asta mă miram. Zic, wow, ce minunați suntem, că, uite, pentru toți care se compară, că și ei sunt minunați, din moment ce în realitatea lor există un Marius. Wow, ce minunați suntem, nu? Că n-am creat un criminal în serie. Criminal de egouri? Da, da. Da. Bun, asta a fost o mică paranteză. Oricum, este, adică realitatea care o simt acum nu era înainte de învățătură, asta vreau să punctez. Da? Clar. Deci e mai mult de desprindere. Cu cât ești mai desprins, cu atât divinul ți arată mai repede manifestarea lui, adică e mai Asta e prezent adevărat. în realitate. Da. Și atunci ai și mai multă încredere că nu ai de ce să te compari pentru că el este deja în tine, adică nu mai trebuie să-l cauți în exterior să te compari, pentru că chestia asta de comparație văd că este un mare cui, pentru că mă gândeam de ce avem chestia asta în noi când noi suntem deja divinul este în noi, când Dumnezeu este deja noi, când, dar problema e că nu conștientizăm 100% că este în noi și atunci uităm că este în noi. Dar știți că noi ne putem redresa foarte repede, pentru că noi avem această cantitate mare de divin în noi. Noi suntem divinul și ne putem redresa. De aceea, cei care conduc lumea depun un efort continuu ca să ne țină. Nu vedeți că vin cu fel și fel de știri, cu fel și fel de împărțeală, cu fel și fel, ca să ne țină în continuu. Deci ei, dacă ar slăbi 3 zile, cred că ar slăbi acest atac asupra noastră, noi ne-am trezit cu toții, ne-am îndreptat spre sursa căreia aparținem de fapt. Păi e foarte ușor, Iuliana, e suficient ca fiecare din noi să ia o pauză de 2-3 zile, să închidă toate sursele de informații, să ducă la țară sau unde stau ei și să stea singur sau cu familia, dar să nu mai pui mâna pe telefon, pe televizor, pe radio. Da, da. Vezi că la început o să fie un pic nervos că dai tot timpul să-ți cauți telefonul, să cauți telecomanda, dar zic, după 2 zile deja ritmul tău intră altfel, știi? Și fel cum te simți, cum dormi, cum mănânci, starea de nervozitate o să fie la început, dar după aia o să se diminueze. Da. Și să vezi că lucrurile nu sunt chiar atât de negre pe cât par ele, da? Plus că, uite, ăsta e beneficiul, după ce închizi televizorul, beneficiul e și să stai în binarii, să asculți, să faci, să, pentru că te conectezi la această sursă mai repede. De asta zice Marius că ne fură. Dacă lăsăm binariile, suntem furați imediat de viață. Imediat vezi că ai plecat exact unde ai fost. Ai ajuns. Păi da, pentru că media, dacă e să vorbim de media, este umplută de tot felul alte chestii. Da. Da? Și deci noi avem o tendință de a asculta, de a ne informa. Automat asculți altceva și atunci adopți celelalte idei. Ai uitat imediat ideile de pe Școala Iubirii pentru că sunt și pe dos. Sau îți creezi o părere. Că noi așa știm să, adică ascult ceva și deja m-am poziționat, că am o părere și am categorisit că e bun sau rău ceea ce am auzit. Că asta e buba, căderea din rai, asta a fost împărțirea în bine și rău. Împărțirea în bine și rău și asta facem noi tot timpul, tot timpul, tot timpul,
împărțim. E bine, e rău, e bine, e rău. Dar oare de ce avem nevoie, de ce simțim nevoia de a ne compara? Păi am fost programați, nu? Am fost programați. Da, da, o facem și o facem și intenționat câteodată, știi? Nu știu, ori să ne simțim bine, cred că mi se pare că o facem să ne simțim mai bine sau să ne simțim rău, în funcție de cât de sadu suntem. Cred că o facem în funcție de programele care le conținem. Cât de puternice sunt ele, ce ne-a fost transmis. Și dacă nu știm cum să le parăm, nu avem cheile din școala iubirii, rămânem în ele și notăm în ele și stăm foarte mult acolo și ego-ul se hrănește și ce bine nuată el și pe spate și în fluture și eu știu ce alte, e în elementul lui. Adică eu mi-aduc aminte din trecut când îmi veneau anumite stări de depresie, de era ca o stare de mazochism, adică nu-mi plăcea și îmi plăcea, nu știu cum să explic. Parcă nu puteai să ieși de acolo. Ceva din tine spunea că lasă-le și ceva nu-mi dădea voie să le las. Deci sunt programe, sunt programe. Pentru că eu nu știu nici mama cu adevărat. Eu cunosc pe mama ca mama, eu nu cunosc pe mama ca femeie, ca fică, ca eu știu ce, nu mai spun de bunici sau de străbunici. Nu știm ce au trăit ele, nu știm cât au stat. Eu am un caz în familia soțului care, cumnata mea a fost înșelată de soțul ei și n-a vrut să vorbească, să discute cu absolut nimeni. Era o rușine pentru ea. A stat și 2 ani de zile a stat ea cu gândurile ei. Vă dați seama ce a putut să macine acolo ego-ul, ce scenarită, încât a ajuns la schizofrenie. De aici, de la acest caz simplu. Da, nu e, nu fi numai programul ei, dar vă dați seama, au fost transmise, da? Adică nu l-a creat numai ea, dar ea i-a pus cumva cireașa. Uite, sunt multe programe care vin împreună, eu așa le văd. Cum a venit la ea, a venit cu programul de rușine, sunt mai multe, nu numai cu că s-a comparat cu altcineva, dar e și de rușine pentru că n-au reușit să vorbească și multe sunt care vin mână în mână. Dar zic că, uite, de exemplu, dacă zici programul de rușine, mă gândesc că aici vine tot comparația. Pentru că ți-e rușine că nu ești la fel de bun ca celălalt sau ți-e rușine că nu ai Da, atins. uite, vezi, rădăcina apare aceeași, da. Da? Că nu ai ajuns la aceleași așteptări, că ce o să creadă cineva despre tine dacă zici sau faci ceva sau zici sau nu faci ceva? Deci tot o comparație la sfârșit, pentru că vine la partea de să dai bine, da? Deci dacă e să dai bine, adică să nu dai rău, să nu faci pe altcineva de rușine, înseamnă că trebuie să fie un opus. Sau poate pe tine, că ți-ai ridicat un statut, ai crezut că ești cineva. Da. Și acum, dintr-o dată, parcă ți s-a spart bula aia și nu mai ești cine credeai tu că ești. Da, voi cum vedeți? Nu știu cum se manifestă la bărbați, dacă e la fel de puternică la o femeie, această comparație. Uite, să vedem de zi. Ce exemplu spunea Iuliana, la minute înainte, că avea stăpi care nu înțelegea. Mai aproape microfonul, Dezi. Scuze, te aude? Acum, da. Ce stări și de respiri ai tu, Iriana, acum câteva minute? În final le treceam și eu. Și chiar în timp ce vorbea Marian, mi-a adus aminte că, de fapt, aici, în Școala Iubirii, am început să simt, într-adevăr, o eliberare, să nu știu cum să-i spun. Pentru prima dată, înainte, mă aduc aminte de Simona, că la nivelul meu făceam acea informare legată de New Age și acolo eram, mă consideram pozitiv, dar căderea era tot pe seama respectivă, tot în polaritatea cealaltă și scurt pe doi, aici mi-aduc aminte ce spunea Marian de acel aspect că dacă reușim să ne, sau ce spunea și Mădălin, că dacă mă duc, ce știu, la plimbare sau mă duc acasă și mă apuc de treabă, uit de tot,
acolo este cu de aminții, dar între timp mi-am adus aminte și de, de exemplu, de Tau sau mai știu, de Marius, că de fapt, dacă tot s-ar putea să vedea o comparație, trezirea ar fi în momentul în care aș reuși să gândesc, să trăiesc starea, cum îi spune, trează. Deci, pur și simplu, să reușesc, cum spunea Marian, că el trece de multe ori prin starea asta în care, dacă se restrânge, să, exact, conștient să trec peste acea comparație. Marian, tu ai trecut, mai te compari vreodată? Mai există, mai vine programul ăsta, mai scoate capul? Probabil că mai este, adică nu zic că am scăpat de chestia asta, dar sunt mai conștient de ce fac cumva. Adică sunt mai atent la gânduri când apar, să știu că este mintea care vorbește și se spun mintea minte și atunci este o stare de pace. Adică îmi dau seama că toate gândurile sau toate astea sunt doar fantezii. De asta acolo pot să și folosesc comparația să-mi dau seama care este nivelul nostru de ego, care este cantitatea, este foarte mică, e doar un gând ego ăsta, el nici nu există în realitate, adică noi în realitate el există așa ca să, că e o metodă, adică comparația, singurul model care putem să folosim, zic din experiența mea, să ne comparăm cu ce am făcut în trecut, să vedem că suntem în altă poziție. Atât am, da. Asta ar trebui să fie singurul repertoar. Adică să-l folosim doar ca un simplu, efectiv ca un simplu tool pentru noi, ca un simplu util. Adică utilul nostru, să-l folosim în beneficiul nostru, ca să vedem unde suntem în momentul de față. Dar nu este că suntem la un anumit nivel, asta trebuie să înțelegem. Trebuie doar să ne comparăm. Singurul nostru raportor ar trebui să fie propria noastră realitate cu noi, da, înșine, da. Nu cu ceilalți, nu cu un ideal. Să nu ne punem niciun ideal, pentru că asta e o mare problemă, că dacă Marius e acolo, vreau și eu să fiu acolo. Odată ce ai spus asta, tu ți-ai rupt craca singur, pentru că tu nu lași procesul să fie în anumit timp pe care Divinul vrea și tot, acolo este o intervenție peste mâna lui. Deci noi nu trebuie să luăm niciodată modelă. Cum ai spus tu din Noul Testament, înțeleg de ce este cu Iisus. Pentru că Iisus, chipul, a fost un vindecător, nu? A fost un salvator, ca noi să nu ne schimbăm comportamentul, știi? Libertatea asta care chipul ni s-a dat este libertatea la materie. Asta este o nebunie. Ni s-a dat libertatea să ne ducem în iad mai repede. Asta s-a întâmplat cu Noul Testament. Da. Deci faptul că îmi pui un vindecător, el spune, vorbește de libertate, dar el nu spune de ce libertate. Ca și la colonialism, documentarul ăla foarte puternic, că spunea de libertatea stăpânilor de sclavi. Despre asta era vorba. Nu era vorba despre libertatea omului, să afle cine este. Vorbeau de cu tot o altă libertate. Deci vorbeau de libertatea lor, cum ar veni, a lor ce este. Este proiecția tot a noastră, că stăpânii la lume îs din cauza atașamentului nostru foarte puternic de materie, nu? În care am fost învățați, am fost îmbibați în materia asta, să o considerăm așa de importantă și necesară, când ne dăm seama că este exact cuiu spre eliberare. Adică chiar lucrurile astea care ni se dau așa pe tavă, ele sunt de fapt momeli, eu așa le văd. Sunt ca niște momeli care ne sunt întinse, știi? Și acum mușcă cine poate, știi? Cam așa este. Dar o mare mușcătură este comparația, pentru că comparația, când te compari cu altcineva, în orice punct ai ajunge, ego-ul e mereu nemulțumit. Deci poți să ajungi în vârful muntelui, să spui, băi, am ajuns ca Becali, am toți banii din lume, să-ți dai seama că ești mai nemulțumit, pentru că nu este exact programul care tu l-ai avut de urmat. Noi venim cu anumite programe personale pe care noi trebuie să ne înțelegem. Noi trebuie să urmăm programele alea. Dacă începem să ne comparăm cu alții și căutăm să alergăm în alte direcții, e ca și cum eu nu sunt mulțumit cu ce programe mi-a dat Dumnezeu, cu misiunea pe care mi-a dat-o. Și tu atunci tu te rupi de la misiunea aia și cauți să faci misiunea celuilalt. Și o nebunie este că tu nici nu ți-ai vindecat programele care le-ai de vindecat, adică nu le-ai șters și încerci să iei alte programe de la celălalt. Tu, de fapt, îți ceri mai multe programe, inconștient, comparându-te. Eu asta am observat. Adică prin comparația asta îți chemi alte programe în plus. Și de asta procesul e mult mai complex. Pentru că atunci, tu în loc să fii mulțumit cu programele care le-ai, să spui, Doamne, atât am putut să fac azi, asta este, sunt mulțumit cu ce am făcut. Știi? Dacă este chestia asta pe fundal, aș fi putut face mai mult, eu cred că cumva și Divinul anulează sau ego-ul ne păcălește cumva că orice lucru care l-am făcut
este benefic, cumva. Adică ne păcălești că... Deci cu toate că... Chiar asta a fost și discuția cu un suflet, la fel. Îmi spunea că, măi, anul ăsta am făcut mult mai bine decât anul trecut. Și era nemulțumit. Și îl întreb, păi, dar de ce ești nemulțumit dacă ai făcut mai bine decât anul trecut? Adică ar trebui să fie o stare de pace, de bucurie. Băi, am făcut mai mult. Păi nu, totuși aș fi putut face mai mult. Cum să faci mai mult dacă atât ai putut să faci? Adică până în punctul ăsta ești, atât ai putut să faci. Și vorbeam, aveam o discuție logică, dar ego-ul nu vrea să audă logica, adică rațiunea, știi? Folosește chestia asta ca o armă să ne ține prizonier cumva, știi? Adică chiar dacă vedem că suntem, să zic, mult mai bine în termeni duali decât în trecut, ego-ul tot e nemulțumit, pentru că el are de alergat în viitor. Noi când ne punem o țintă, noi trebuie să înțelegem că ne punem un viitor și noi știm foarte bine că viitorul este diavolul. Deci noi cumva ne diabolizăm crezând chestia aia, că putem să ajungem în punctul ăla, pentru că nu o să ajungem niciodată. E o fantezie a ego-ului. Și cu asta ne ține. Ne ține cu iluziile astea care și le face, care le creează el, care, bineînțeles, și societatea a avut e un mare factor în tot procesul ăsta. Caută mereu să schimbi scenariile, mereu să ne distragă atenția de la noi, mereu să ne comparăm. Și sporturile, toate sporturile sunt bazate pe comparații. Adică dacă nu ești în vârf, n-ați văzut și la... Dacă ești pe locul 2 sau locul 3, uitați-vă la fețele celor care au câștigat locul 2 sau locul 3. Nu prea sunt bucuroși. Dacă vă uitați la un podium, o să vedeți că numai ăla din frunte este chipul bucuros, dar ceilalți din pozițiile ceilalți nu prea sunt bucuroși. Ar vrea să fie pe poziția 1. Adică cumva instinctiv nu sunt mulțumiți unde au ajuns. Adică nu sunt mulțumiți cu rezultatul care îl au. Noi asta cred că ar trebui să fim mulțumiți în primul rând că respirăm. Asta este un mare dar, adică trebuie să apreciem lucrurile mici, cumva. Cred că asta este, căutăm niște lucruri mărețe și foarte complexe și ne punem niște idealuri foarte mari, știi? Și de asta nici nu ne lăsăm să trăim programele care le avem, să le înțelegem, pentru că ne punem idealuri foarte puternice. Marius mai explică de nu știu câte ori că în corpul nostru, dacă s-ar compara inima cu rinichiul și ficatul cu splina și ar începe aia să viseze rinichiul, eu nu vreau să mai fiu rinichiul, eu vreau să fiu inimă. Păi ce s-ar întâmpla în corpul nostru? Vă dați seama că nici n-am putea să existăm. Deci ei nu se compară pentru că ei știu că sunt la fel de importanți. Au rolul lor și știu că fără ei nu ar funcționa nimic. Așa și noi. Avem locul nostru, suntem extrem de importanți și nu. Uite, să ne amintim încă o dată din binarul ăla cu mântuirea care l-am făcut. Și deci Marius spune așa, ordinea e Dumnezeu, bărbat, femeie, copil și ce mai urmează. Biserica spune că e Dumnezeu, Hristos, bărbat și nu știu ce. Păi de ce a băgat pe Hristos între noi și Dumnezeu? Că acolo ne-a blocat. Noi am descoperit la un simplu căutare pe Google că Iisus înseamnă, se spune în limba aramaică, Joshua, care printre alte traducere acest cuvânt înseamnă bunăstare. Deci iată ce s-a băgat între om și Dumnezeu, bunăstarea. Și atâta timp cât noi stăm în bunăstare, s-a terminat orice legătură cu Dumnezeu. Și asta a făcut Noul Testament. A dat liber la bunăstare. A dat liber la... Nu au și spus acum într-o scrisoare la Galateni, a spus pe față că nu le-a convenit Vechiul Testament, că îi îngrădea și atunci au făcut ei. Așa cum acum se lucrează la o nouă Biblie, pentru că nu le mai convine nici asta și o vor face încă una să ne placă nouă mai mult. Deci mai spre diavol ne ducem. E foarte concret ce a spus Marian și de foarte puține ori am reușit să ajung în starea în care am realizat, de fapt, care e rolul meu, în măsura în care l-am înțeles și mi-a adus aminte că ieri parcă am trimis un audio la Marius, în fapt, am scriptul de la Iuliana, când se vorbea de răspunsul la o măicuță și la acea măicuță, eu
Sper să vreo 15 ori mari. Eu, la adevărul că nici nu am înțeles, chiar dacă făceam fac transcript, nu am înțeles că bine. Și mesajul a fost către Marius, foarte bine că ai răbdare să repeți asta. Și se pare că, mă duc aminte de locul de muncă, deci până intri într-o rutină ca să reușești să conștientizezi care e rolul tău aici și să reușești să-l menții tu, dar se pare că e nevoie și de echipă și exersare zilnică. Chiar mă duc aminte, cu gândul paranteză, că încep să fac în săptămâna trecută de vreo 3 zile în gimnastică, cum zicea Marian, și se simte diferența. Se pare că aici sunt anumite aspecte la care reușesc eu să le pun cap în cap și să le implementez cât mai mult. Nu știu dacă la voi funcționează ceva de genul ăsta. Păi cred că asta e cheia, în primul rând să practicăm, să repetăm, că până la urmă tot așa am fost și programați prin repetiție și iată că ni se repetă în continuare ca să ne mențină în această programare. Cum am mai vorbit, dacă ei s-ar opri, noi ne-am redresa din inerție, ne-am întoarce spre Dumnezeu cumva. Da, și noi asta face și Marius cu noi. Repetă, repetă, repetă ca să ne stingă vechile programe și să le instaleze pe cele noi. Eu nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat că, de exemplu, acum ce explică Marius, să mi se pară că înțeleg și mâine dacă mi explică încă o dată, mi se pare că înțeleg mai bine, mai profund sau puțin diferit de cum am înțeles. Deci iată că urcăm, tot timpul urcăm sau pătrundem nivele, cum zice el, cojile alea de ceapă, tot le îndepărtăm, le îndepărtăm. Da, până ne se pare evident că devenim noi. Asta da. Este starea da. de evidență. Deci el când explică, de fapt, noi ne unim în sursă acolo, ne atingem sursa, ne recunoaștem, cu toate că ea este acolo, dar faptul că ne-am îndepărtat așa de mult de ea, nu? Prin atâtea programe, prin repetarea asta ne readuce la sursă și odată ce tu conștientizezi că ești divinul și comparația cade cumva, adică cade natural, nu-ți mai vine tendința să te compari cu nimeni, îți vezi de treaba ta cum ar veni, adică înțelegi cât e de minunat divinul din tine, conștientizezi cât ce putere are Dumnezeu din tine, adică îți conștientizezi puterile, ți iei puterile înapoi, cum spune Marius, da? Nu dintr-o funcție egotică, dintr-o conștientizare că divinul în tine, asta este cea mai mare putere pe care o avem și care chiar este. Dar dacă spunem că respirația noi, el o face, sau dacă, cu toate că lucrurile astea sunt foarte logice, noi nu putem să le înțelegem în subtil, adică să le simțim cu adevărat că el ne face respirația, fiecare celulă are lucruri. Ne înțelegem mecanic, nu le înțelegem în inimă chestia asta. Nu e ca o simțire. Simțirea asta vine din împuținare, așa am văzut, din răstrângere, din dăruire, din slujire, făcându-le repetat și făcându-le fără nicio așteptare. Știi? Adică și procesul ăsta nu trebuie să spunem că poate să dureze un an, doi ani, pentru că noi ne proiectăm chestia. Iar e o proiecție. Deci trebuie să renunțăm cât mai mult la orice proiecție posibilă. Înțelegem că este procesul lui, este jocul lui, el își alege programele, el își alege timpul când o să ne vină înțelegerea, el le face pe toate, deci înțelegem că el este în spate la tot și el să fie singurul raportor. Dacă vrem să ne comparăm, să-i dăm totul în mâna lui, adică spunem, Doamne, tu decizi când vrei să mă trezești, tu decizi când vrei să... Deci cumva el să fie, cum ai spus tu, să nu mai fie niciun intermediar între Dumnezeu și noi. Să nu existe niciun Isus, să nu existe niciun Buddha, să nu existe niciun alt idol. Pentru că noi când ne idolizăm, când luăm un idol ca model, o icoană sau când facem orice, noi de fapt ne deconectăm, ne decuplăm de la divin, inconștient. Noi nu suntem conștienți cât de puternici chestiile astea care le facem dintr-un simplu gest. Să ne rugăm la o icoană sau să ne uităm la o statui să o venerăm sau asta, noi nu conștientizăm că am pus acolo un intermediar între divin și noi și atunci ne decuplăm. Nu numai că este intermediarul, este vorba de că noi ne rugăm pentru bunăstarea noastră. Deci, așa cum am spus, Iisus asta înseamnă bunăstare, deci noi ne rugăm pentru bunăstarea noastră. Că întotdeauna într-o rugăciune asta vei face, că nu vei cere niciodată să-ți dea mai mult decât să-ți ia totul. Da, să-ți ia totul. Te vei ruga să-ți dea, să-ți facă, să-ți dreagă, să
îți îndeplinească ție visele pe care ți le-ai făcut. Știi ce mă gândeam acum? Că dacă noi ne-am rugat să ne ia casele, să ne ia abundența sau asta, ar fi mult mai puternică rugăciunea aia. Adică ar avea un impact mult mai mare. Știi? Adică Marius spunea, hai să facem rugăciunea pe opus. Păi dacă noi ne rugăm să ne ia toate lucrurile astea, Dumnezeu, adică știi, nu mai este o cerșeală, este o scădere automată. Deci cum facem noi pe școală iubirii? Noi renunțăm conștient la anumite atașamente, fără să le... Da. Deci, Da. da, nu știu, trebuie încercat și asta, uite. Da. Uite, Madalin, să vedem că el... Sau, Simona, vrei să spui ceva? Vreau să spun că i-am trimis Iuliane, ci ți-am trimis și ție, Marian, poza de astăzi, Prayer Room Goals, scopurile camerei de rugăciune. Vedeți? E o cameră organizată pentru rugăciune sau meditație și are scopuri, goals, deci care sunt scopurile, pentru ce mă rog. Da, este ghișeul ăla de care am vorbit noi în binar. E un ghișeu acolo în care tu te duci și faci o cerere la Doamne, Doamne, ce să-ți mai dea? Îl pui la comandă sau sub comandă. Ce vreau să adaug e că la comparație se adaugă concurența și ambiția. Vă las să discutați până deschide ușa. Concurența și ambiția. Păi astea sunt tot niște concepte inventate. Cum e? Probabil că... Bine, acum nu mai putem spune că la bărbați. Vreau să spun că e mai prezent în lumea bărbaților. Că acum e prezent și lumea femeilor. Că femeile au devenit și ele bărbați. Da. Dar uite, cred că în domeniul în care ești tu, Marian, e foarte importantă concurența, nu? Da, este. Este. Concurența, ambiția, toate lucrurile astea, negocierea. Adică cumva mereu o să te poziționezi. E o poziționare continuă. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat tipul ăsta de job, pentru că și afaceri îmi dau seama cât e de important asta să stai desprins. Este crucială. Pentru că sunt situații în care se zic că afacerea nu merge și atunci trebuie să fiu foarte atent cu starea interioară să nu cumva să fiu nemulțumit. Pentru că nemulțumirea aia o observ în viitor. Adică observ a doua zi cum se manifestă. Știi? Și dacă înțeleg că e de la divin și o accept, atunci a doua zi imediat se schimbă. Deci observ realitatea cum se schimbă de la zi la zi. Și atunci asta cu comparația și cu ambiția și cu să treci, știi, să treci peste ceilalți, să nu te mai uiți, îmi dau seama cât e de serioasă în mediul afacerilor. Deci fiecare caută să urcă și pe un ladder, să urce cât mai sus, știi, să strivească pe ceilalți. Dar eu am multe facturi care îmi vin acum, din trecut, care am făcut chestiile astea, le-am văzut, atunci nu le-am făcut conștient, dar îmi dau seama că anumite facturi vin de acolo, în subconștient îmi dau seama, măi, mai sunt niște lucruri de cumva de redresat. De redresat din ce ai făcut, știi, când călcai pe cadavre, nu cum se zice. Deci îmi dau seama că lucrurile astea, noi nu ne dăm seama, dar ne creează un viitor cumva în direcția asta să ne comparăm. Și de ce să ne comparăm? Pentru că nu credem că suntem suficient de buni sau că nu asta este. Nu ne cunoaștem, nu simțim pe Dumnezeu de noi. Atunci când tu îl simți pe Dumnezeu din tine, îi dai spațiu și celuilalt. Și atunci te gândești la binele lui înaintea binelui tău. Deci te gândești mereu ce să-i faci lui mai bine decât tine. E altă stare. E o stare de îngăduință, de compasiune, de înțelegere față de celălalt. E altă stare interioară. De respect. Sunt anumite chestii care se întâmplă. Dar, nu știu, au foarte mare legătură cu materia, văd. Cum ai zis tu, că Iisus are mare sens. Libertatea asta de care ne-au dat-o libertatea să ne facem toate poftele și plăcerile. Asta s-a întâmplat. Pe când în Vechiul Testament, probabil eram foarte restrâns și eram foarte
controlați cu materie, eram, nu ne se lăsau lucrurile așa să le... Acum vedeți, totul este la îndemână, orice ne dorim, dar suntem mai nefericiți ca niciodată. Deci ne arată modelul ăsta unde am ales materia pe primul plan și ne dăm seama că ne-a nebunit de tot, ne-a diabolizat în cea mai mare formă posibilă, pentru că având, asta e probabil ne dă și starea de superioritate sau mândrie, ne crește mândria asta, care este de fapt o comparație, că tu îi vezi pe toți de sus în jos, asta este, adică nu mai ești la nivelul lor, știi? Asta s-a întâmplat, când pui materia ca, cum spunea Marius, ca la pompă, nu? Tu te urci sus așa inconștient, deci tu pui materia pe primul plan, dar îi vezi pe ceilalți mult mai jos ca tine, că fac mai puțin bani, că nu sunt suficient de deștepți ca tine, te compari cu ei, adică îți folosești calitățile divine care ți le-a dat divinul și cumva le folosești împotriva celuilalt, ca o armă. Da. Dar crezi că este specific masculin? Pentru că se spune că, uite, astfel de comparații sau de... dă un fel de adrenalină care te face să te simți așa viu, să simți că ești bărbat, că ai făcut ceva în viață. Crezi că e specific masculin sau... Nu, este la femeie și mai puternic. A fost indus, deci... Da, la femeie, femeia odată ce primește putere și materii pe mână, devine mai crudă decât bărbatul, mult da, mai da, crudă. Da. Deci are o viteză de distrugere mult mai puternică, din cauza energiei pe care o are. Ea are 80% teluric, deci ea poate să distrugă mult mai repede ca un bărbat. Asta deci vedem... dacă îi se dă puterea. Asta vedem noi acum, Marian, dar tu crezi că în lumea bărbaților, că așa cum sunt ei manipulați, a devenit importantă concurența? Le dă cumva adrenalina aia și... Da, este un gram de adrenalină, ca la cafea, nu? E exact chestia aia, știi, că ai făcut ceva și... Dar chiar că se întâmplă chestia asta în lumea noastră și noi ca bărbați trebuie să fim atenți să nu calcăm peste ceilalți, adică să nu ne comparăm cu, să zic, cu concurența, să nu începem să ne luăm de ei, să îi batjocorim, nu? Cum a fost cu meciul de fotbal, nu? Sau, Simona, tu ai spus că fiul tău nu ți-a mai dus în jos să scrie, adică să te bucuri că există și competiție, că te face pe tine mai bun, adică automat tu ca face asta să meargă, trebuie tu să fii mai desprins de rezultat, să nu spui un rezultat. Asta este, de fapt, modelul de afaceri care o să funcționeze acum, o să fie cu cât, dacă nu se împădivin foarte mult, ele toate o să închidă. Eu îmi dau seama, adică cu cât nu înțelegem că trebuie să fim cât mai desprinși ca să ne meargă afacerile, cu atât o să se închidă mai repede, de asta se și închid foarte multe afaceri, pentru că au mers pe un sistem vechi, care nu o să mai funcționeze. Păi da, au funcționat pe concurență, pe ambiție, da? Deci aveam o chestie, eram un șef în trecut într-un departament care le dădea același task, același lucru la 3-4 colegi să facă, fără să știe unul de altul. Deci același job ca să vadă care e mai bun dintre ei. Deci, chestia asta de concurență este implementată în noi de mici copii. Deci nu poți să spui că a venit numai când am ajuns la școală. E de când ești, de când mergi în brânci, că copilul meu a mers mai repede în picioare sau mai încet decât celălalt, copilul meu merge la WC mai repede sau mai greu, ăla încă mai poartă scutece, până la comparație că al meu mănâncă toate vegetalele și ăla nu mănâncă, sau invers, sau că îi place dulce și nu-i place. Deci de acolo încep cu comparațiile. Chestia că noi le facem atât de automat, pentru că noi suntem închiși prin limbaj, în sistemul ăsta de bine-rău. Da? Deci dacă, ca a zis Marius în unul dintre webinarii, că sistemul limbajului e așa format încât tu te poziționezi automat. Da? Mie îmi place să mănânc pâine cu unt și cu salată, nu știu, și mie nu-mi place, mie îmi place pâine alcalină, știi? Deci automat îi poziționezi în limbaj. În schimb, în trecut acum mii de ani, limbajul nu era atât de sec, albă și neagră. Limbajul era un curcubeu, o amestecătură în care aveau toate variantele.
amestecate. Deci noi automat prin limbaj, prin faptul că vorbim, noi de fapt ne dividem și ne comparăm. Împărțim. În ce-mi place, ce nu-mi place, ce zicem că e bine și ce zicem că nu e bine. Și cred că este important să ne dăm seama că e implementat în sistemul nostru de viață. Acum trebuie să vorbim mai puțin. Sau să unim contrariile. Dar ce vreau să mai adaug, Marian, la ce ai spus tu mai înainte și completat cu colonialismul, filmul care l-am văzut despre colonialism, europenii când s-au dus în America să-i civilizeze pe băștinași, că ei erau sălbatici, se pare, și-au dat seama, adică veneau și spuneau că oamenii ăștia, ei nu înțeleg de ce trebuie să accepte supunerea noastră, pentru că ei sunt liberi, ei trăiesc în libertate, ei nu se supun nimănui, chiar regulile pe care le au ei în societate, sunt organizați în societate, dar nu sunt obligați să le respecte, le respectă dacă vor să le respecte. Au un lider, dar mai mult de formă, că dacă vor să-l urmeze, îl urmează, dacă nu, nu. Și ce era mai important, nu aveau material, deci nu aveau bani. Aveau, în schimb, când produceau ceva, ei alegeau pe cineva din tribul lor să împartă grâul, să spunem, la fiecare în mod egal. Deci nu era o singură autoritate care împărțea avuția, ci era prin rotație era altcineva care împărțea. Asta și ei tot timpul încercau să evite monopolul, adică ei au înțeles că dacă o persoană adună mai mult decât alta, atunci prin partea care mai mult o să vrea să-și impună părerea asupra celuilalt. Da? Și de aia au refuzat și banii, și deci monedele de tranzacție. Erau organizați pe stilul ăsta de egalitate, de egalitate și adică adevărat democratic, pentru că acolo majoritatea decidea. Dacă nu-ți convenea, nu trebuia să urmești ceea ce a făcut majoritatea, deci făceai cum vrei tu. Deci nu era o societate care își impunea opinia, părerea. Deci automat comparația nu prea exista, se dezbătea foarte mult și fiecare făcea tot cum vroia el. Sau ea, da. Dar e foarte interesant, totuși, cu ce au, vorbind dual acum, cu ce au greșit. De le-a apărut în realitatea lor robia. Păi nu erau nici ei desăvârșiți. Pentru că știu, uite, de exemplu, civilizațiile la care au dispărut Maya, da. Și Inca. Ei erau desăvârșiți pentru că lor nu le-a apărut. O parte dintre ei au dispărut. Pentru că ei se întreabă unde au dispărut, nu știu la care, la Incaș sau la Maieș. La Maiaș, cred că nu au dispărut. Cred că sunt în alt univers pe și noi nu-i mai vedem. Exact, asta da. E chestia. Le-a dispărut în momentul când au venit cu sclavagismul. Știi? Da. Deci înseamnă că erau desăvârșiți în comparație cu ceilalți care nu erau. Erau mai dezvoltați la nivel social și la nivel de libertate comparat cu europenii. Europenii au zis că ăștia sunt sălbatici, că au prea multe libertăți. Păi cum să conduci o țară dacă nimeni nu se supune și fiecare face după cum îl taie capul? Și femeile au drepturi să se căsătorească cu cine vreau ele. Deci nu cred că erau desăvârșiți, că altfel nu le-ar fi apărut în realitate. Da, probabil că erau și ei atașați de ceva. Aveau un atașament, poate mai multe. Pare că sunt, numai iezuiții au scris vreo 70 de volume despre comunicarea cu băștinașii din Americi. Se pare că băștinașii erau niște oameni foarte inteligenți și foarte orativi, deci aveau capacitate orală, puteau să vorbească foarte bine, pentru că societatea lor era bazată pe retorică, deci trebuia să vorbești ca în Grecia antică. În felul ăla se impuneau, de fapt, așa spus, și lideri.
Și se pare că sunt foarte multe informații, dar nu sunt, adică trebuie să le cauți. Deci eu nu știam. Mai mult de vreo 70 de volume, numai iezuiții au scris despre, despre băștinașii din Americi. Referitor la maiași și la, la triburile astea, ei au făcut niște piramide mult mai mari decât Egiptul, de 4 ori mai mari. Dar nu se vorbește de... Dar Sebi a studiat, era și mâncarea lor care nu era alterată. Deci maiași mâncau teosinte, nu mâncau porumb. Și ce mâncau egiptenii, deci aveau altă structură moleculară, adică mâncarea lor era mult mai aproape de natură, pe când noi la europeni s-a introdus cartoful, adică toate astea au venit prin, cu, când au făcut ăștia tranziția, deci din Portugalia au venit cartofii, deci automat și mâncarea noastră a fost manipulată în timpul ăla, pe când cei care au mâncat natural au avut o conexie mult mai puternică cu divinitatea. Adică vedeau lucrurile altfel, se spuneau că piramidele au fost construite de sus în jos, nu de jos în sus, cum credem noi. Deci aveau alte conexii, erau pe alt nivel de înțelegere, mult mai profund. Din cauza asta că erau sălbatici. De ce erau sălbatici? Că nu aveau nevoie de un lider. Ei se înțelegeau între ei, erau o comunitate. Nu aveau nevoie de un anumit lider ca să-i conducă. Ei se conduceau fiecare. Fiecare vedeau divinul din ceilalți. Deci cumva aplicau învățăturile care noi le încercăm aici să le aplicăm, da? Nu se împărțeau, nu cum sunt și urangutanii. Deci s-a făcut un experiment, le s-a dat carne la urangutani și au început să se omoare între ei. Picând, ei mâncând mâncarea lor normală, deci naturală, care au fost constituiți, cu care divinul i-a înmânat, ei se comportă natural. Dar faptul că a introdus ceva care este auxiliar în mâncare, automat și comportamentul s-a schimbat. Deci s-au făcut teste. Vă uitați și la grădinile astea zoologice, animalele cât sunt de tristi și cât sunt de nemulțumite. Da? Deci nu sunt în libertate. Cu toate că ele sunt în grajd acolo, dar din cauza că le se dă o mâncare care nu este naturală cu ele, în primul rând, le schimbă și starea de comportament. Adică starea de pentru interior. Care ele nu muncesc, că ele în sălbăticie muncesc să-și procure muncesc, hrana aleargă. Aia. Da. Da. Și poate nici nu mănâncă în fiecare zi, apropo de ce zice Marius, dar aici li se dă în fiecare zi mâncare și pur și simplu îi blegesc, îi scot din starea lor. Dar uite, aceeași metodă, fii atent, Marian, că noi trăim în Canada și cunoaștem cât de cât istoria Canadei cu băștinașii de aici, care au fost, mă rog, asupriți și ce li s-a mai făcut. Și când s-au revoltat, ce metodă credeți că au găsit guvernul canadian, dar și american, cred că la fel face? Să le dea chipurile să se răscumpere față de băștinași, că uite, am greșit față de voi și ce v-am făcut noi. Și le-au dat foarte multe drepturi, foarte mulți bani, au foarte fără să facă nimic, doar pentru că sunt băștinași. Și, dragii mei, majoritatea dintre ei sunt dependenți de droguri, de alcool, deci pentru că ei nu mai au energie, ei nu-și mai procură acei bani. Nu mai muncesc. Da. Pentru ei. Și aici, dacă te căsătorești cu un băștinaș, ai și tu automat drepturile alea. Deci numai pentru că ești căsătorit. Da. Și îi extermină frumos. Îi extermină, da. Îi extermină cu mâna lor, cum ar veni. Da. Asta e o dovadă, încă o dovadă, ce înseamnă materia și cum te determină. Da. Uite, Nina, am invitat-o și pe ea, vine dintr-un departament în care comparația încă e destul de puternică. Ai observat, Nina, cât de nocivă ți se pare ție comparația în învățământ? Foarte nocivă, sau nu știu dacă pot să zic așa, dar nu... Da, vorbim dual. Da, deci... Ce să zic, că trasează un fel de jaloane pentru toată viața. Ca să oamenii rămân în această comparație, deci încep de mici, intrați chiar și în grădiniță, nu mai zic la școală. Și apoi se formează efectiv așa, se duc pe linia asta a comparației și așa rămân.
Oamenii încep să se compare apoi între ei, exact cum zicea și Marius la un moment dat, să îmi fac o casă mai frumoasă, să ajung să am o mașină mai frumoasă decât a ta, mai model mai nou sau... Și asta ne duce în derizoriu, ne duce să alergăm după materie, adică omul duce să face să caute materia, se pierde de tot, adică în materie și s-a dus. Dar credeți că noi ca părinți am putea ajuta copiii cumva? Credeți că dacă i-am îndrepta și i-am educa, uite, să schimbe modul de a gândi și să înțeleagă că nu asta e ținta în viață, nu asta îți dă valoare, să ai o casă, o mașină, să ai o diplomă, să... Credeți că ei ar putea rezista cu astfel de valori în această societate? Ar putea să le facă față? Da, noi am putea ca părinți, dar să cunoaștem învățăturile, că cine nu cunoaște învățăturile e deja format pe materie și nu știu dacă mai poate să... Trebuie să se schimbe întâi adultul, el pe el, ca să poată forma copiii. Așa zic eu, așa cred. Altfel... Da, e foarte... Mulțumesc, Nina, de ce ai spus. E, de fapt, adultul trebuie să practice învățături, nu doar să le știe. Da. El energetic îi transferă informația, îi face download-ul. Nu este doar simplu că știu învățătura lui mare și gata, copilul se schimbe. Chiar o să audă mental și o să rămână mental. Trebuie mama să se schimbe, că totul e la mamă, totul e la partea femeiască, știm acum. Deci dacă mama se schimbă și practic învățătura asta, automat și copilul ia modelul mamei, adică preia energetic comportamentul ei, nu mai are programe de dus, are programe foarte puține de înțeles, și atunci energetic mama o influențează foarte mult copilul. Nici nu trebuie să-i vorbească, cred că este numai prin comportament. Eu când eram copil, mă uitam la ea ca un model, adică mă uitam să văd ce face, dar numai cu coada ochiului, nu stăteam, aveam numai secvențe, să zic, că în timpul zilei mă uitam o dată de două ori la ea și mi-aminteam, rămâneam subconștient lucrul ăla, ce făcea. Și noi avem ca o multitudine de imagini în interiorul nostru, adică pozăm cumva când suntem copii și atunci când creștem, pozele alea încă rămân, adică avem modelele alea de comparație în interior. Eu mi-amintesc la mama la fel. Mă uitam așa, că eram toată ziua plecat, dar când mă uitam de două, trei ori, o scanam și mi-aminteam cum este. Și atunci știam cumva ce vrea să facă, ce urmează ca acțiuni. Foloseam că și mintea asta, adică are anumite clasificări. Se uită, uite, că dacă s-a comparat așa în trecut, automat o să se compare așa și în viitor. Știi? Da. Nina, dar cred că nu este ușor, nu, în sistemul de învățământ să nu împarți copiii în anumite categorii. E foarte complex, pentru că lucrezi cu multe emoții, lucrezi cu părinți cu care trebuie să fii atent cum să reacționezi la reacțiile lor. Da, este un domeniu foarte complex. Da, și mai ales că eu acum mă conduc după învățături, doar că nici nu știu cum să zic, totuși s-au adaptat și părinții la stilul meu. Nu am, nu știu cum să zic așa, nu au obiecții. Bine, avem discuții, se ivesc neînțelegeri oarecum, să zicem, dar reușim să le rezolvăm dacă apar, dar nu sunt mari, nu sunt majore. Totuși este, dacă ne conducem după învățături, avem energia necesară ca să lucrăm și cu copii, așa cum, de fapt, tot după învățături, ca să zic așa. Și pentru mine, acum, nu mai e chiar greu să-i formez cât de cât să stea departe de comparație. Că am plecat cu ei așa de la început și acum sunt deja mărice, am 4 ani de când lucrez cu ei și se vede că au cam eliminat comparația, deci nu se mai compară, chiar nu se îngăduie așa cum sunt unii cu alții, ăsta e mare lucru. Acum nu știu dacă vor reuși să rămână așa și pe viitor, că intră pe alte mâini mai târziu și dacă nu se continuă în același fel... Măcar au fundația, nu? Măcar au... Să zic. Doar dacă, da, se
întărește foarte bine în ei stilul acesta de a vedea viața, de a merge înainte, pentru că este un stil care lor li se potrivește foarte bine. Adică dacă încep cu ei așa, ei se prind că le dai voie să fie așa cum suntem cu toții, deci nu sunt deturnați. Știu foarte bine ei, înțeleg că sunt în natura lor divină. Deci am căutat să-i pot menține cât de mult am putut și la școală natura divină și e bine pentru ei că ei simt și atunci se degajează așa și își manifestă efectiv divinitatea. Bine că au și manifestări din astea obișnuite, nu zic acum că ei sunt numai, dar mai puțin să ajungă la conflicte majore sau, deci, în privința comparației, v-am spus, am reușit să-i dezvăț, ca să zic așa, de această comparație, oarecum, în mare măsură. Pentru că eu am știut că asta este nocivă, pot să zic, nu știu dacă e cuvântul potrivit, dar ne duce spre, apoi mai târziu, spre toată această cum să zic, de gringoladă în care ajungem cu toții. Nina, poți să ne dai un exemplu cum ai reușit, adică ce le-ai spus ca să nu se mai compare? Probabil că în situații ai spus tu ceva și ei au înțeles că ok, nu e cazul să ne comparăm. Poți să ne dai niște exemple așa de, ca să aplicăm și da, eu, adică eu le vorbesc foarte simplu totdeauna, ca au termenii cei mai simpli. Spre exemplu, aveam la, acum nu mai este la noi în clasă, că a plecat, probabil că și-a îndeplinit rolul și de asta a plecat. La început, în clasa pregătitoare, aveam un copilaș foarte gras. Vă dați seama, la clasă, la 6 ani avea 70 de kilograme. Vă dați seama cum era? Oricum, pentru mine copiii sunt toți la fel, nu contează, dar ceilalți erau care îl cam, să zic așa, atacau, îi ziceau grasul și am intervenit destul de repede și le spuneam tot timpul, fiecare este așa cum este și trebuie lăsat să fie așa cum e el. Nu este treaba voastră cum sunt ceilalți. Cam așa le-am vorbit destul de mult în felul acesta, dacă veneau cu diverse, eu știu, cuvinte care îi atacau pe ceilalți. Dar aici a fost provocarea cea mai mare și până la urmă au înțeles. Deci, așa le spuneam, nu e treaba voastră cum este celălalt. El este așa cum l-a lăsat Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem exact așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și este cel mai bine să avem grijă fiecare dintre noi de noi și nu de ceilalți. În sensul că atunci când ne uităm înspre ei, să nu avem nimic de spus despre ei care să îi jignească, să fim atenți sau să îi... Cam așa am abordat. Și apoi, mai târziu, când au venit că la clasa pregătitoare n-am avut calificative, n-am avut nimic. Și știți că au tentația asta să se compare la teste când le primesc la calificative. Și aici la fel, am intervenit și le-am spus că n-au de ce să se uite în testul celuilalt, pentru că pe el îl interesează ce a lucrat el, ce a lucrat el bine și ce a lucrat mai puțin bine, ca să știe ce are să-și îndrepte mai târziu și n-are nicio importanță ce calificativ a luat colegul lui, pentru că el îndreaptă ce e la el în test, nu la colegul. Și am mers așa și acum deja le e foarte lejer, nu mai au nicio treabă. Și dacă se uită unul la altul, se uită doar așa. Da, și curiozitate, dar nu mai stau să se compare. Ai observat o ameliorare la note, adică sau la stilul de a învăța, sunt mai concentrați asupra lor înșora, fără să se compare cu ceilalți? Da, ei, deci ei sunt fiecare în felul lui. Eu nu urmăresc, asta este ceva foarte greșit, acum mi-am lăsat aminte, să-i aliniem pe toți la fel în clasă. Eu nu pot să mă apuc să-i aliniez, pentru că fiecare are nivelul lui de înțelegere, de capacitatea de a obține performanță mai înaltă sau eu știu cum să zic. Deci nu urmăresc să-i aliniez. Îl las pe fiecare în ritmul lui și îi urmăresc cât de mult poate el să și-l sprijin. Sprijin pe fiecare și apoi observ la fiecare cât a progresat. Adică nu pot să am să văd sau să urmăresc un progres liniar pentru toți, că e imposibil. Au fiecare capacitățile lor.
Și atunci merg pe ei individual. Și da, observ progrese la fiecare în parte, da, dar e fiecare pe nivelul lui. Se ridică așa în mod diferit, adică nu sunt pe același nivel să zic gata, merg cu toții în progres la același standard. Pentru că nu sunt toți, sunt fiecare. Și mi-amintesc că din școală mai era concurență între copii, adică nu eram eu în școală. Bănuiesc că se manifestă în continuare sau se manifestă mai puțin puternic acum la tine în clasă după ce ai aplicat învățăturile sau cum e? Da, eu am mers de la început pe învățături ca să evit acum, spre exemplu, mai târziu aceste... Stai, cum ai zis tu că mi-a scăpat cuvântul? Concurență. Nu, deci ei nu concurează. Nu am situații de genul ăsta să se întreacă. Din contră, ei se acceptă. Așa cum sunt, se îngăduie, se ajută unii pe alții. Nu am concurență. Plus că eu nu-i duc la concursuri. Nu-i duc când apar concursuri decât așa, ceva care e foarte simpluț, care nu e prea să-i aducă în situația asta în care să ajungă să fie invidioși unii pe alții, că unul a luat nu știu câte puncte, iar celălalt a luat mai puține sau mai multe. Da, foarte Da, da, Simona, ai zi tu. Nu, vreau să zic că aia era exact următoarea întrebare, cum stau atunci concursurile, că în România sunt multe concursuri la matematică, la limba română, la geografie, că dacă se spune, ok, păi avem nevoie de concurență între copii ca să fie ambițioși și ca să aibă performanță mai târziu, că dacă nu se compară, înseamnă că devin niște leneși din ăștia și hai că... Și cam asta este logica în spate, de ce să motivezi copiii să se compare unii cu alții. Nu, eu îi ambiționez arătându-le cum să se autodepășească, cum să-și depășească nivelul fiecare. Când vorbesc cu el, îi arăt și știu cum să-l dirijez ca să-i spun, uite, vezi cum ai făcut de bine aici, poți deci mai mult, hai, încearcă, vezi că poți să ajungi până aici. Așa le spun individual, nu încep să-i compar la... comun. Nu, la fiecare... Da. Totuși, cum faci cu calificativele, Nina? Că însăși calificativul care ne obligă sistemul de învățământ să-l dăm copilului e ca o concurență. Adică când unul ia bine și unul foarte bine, cum e? Nu așa, nu. Pentru că atunci când le dau calificative, le explic ce au greșit și le-am spus din start că nu calificativul ne interesează, nici pe mine, nici pe ei. Și în test, spre exemplu, dacă testul e scris, să se uite cu atenție la fiecare exercițiu ce a reușit și ce n-a reușit, pentru că acolo unde constată că ceva n-a reușit, n-a înțeles, acolo vom mai lucra și să poată să ajungă și acolo la rezultatul de foarte bine. Deci atunci s-a pierdut atenția pe calificative. Am insistat tot timpul și s-au format așa, să observe în exercițiul ăla ce a greșit. Și așa se uită, nu se mai uită, se uită și la calificativ, dar se uită acolo, a, aici ce am făcut, a, mai vin și mă și întreabă, aici cum trebuia să facă, văd că am greșit și asta mie îmi spune că nu mai au treabă așa mult cu calificativele, ci au înțeles că trebuie să-și urmărească, să se autodepășească, să-și însușească și ce a fost mai puțin înțeles sau... Nu mai există concurență, plus că norocul nostru, la noi, până la clasa a patra, s-au scos notele alea care îi clasifica, mediile alea care arătau că cine are prima medie e pe locul întâi, premiul întâi, apoi premiul doi. Da. Mai crunt este că astea la clasa a cincea încep. Deci acolo îi clasifică că se dau note și notele... La sfârșit se face o medie și iese prima medie, a doua medie și aici deja sunt un pic cam loviți așa ca de un taifun, că ei nu sunt obișnuiți. Cel puțin la mine. Sunt colegi care eu, din câte am auzit, îi mai clasific așa, sub forma asta, dar da, nu toți au ajuns la învățături. Chiar într-un binar am vorbit cu Marius că văzusem un interviu de-al lui Elon Musk în care el dorește să facă o școală experiment. La început va fi cu foarte puțini copii, dar va fi cu copii de diferite vârste, cu
Copiii nu vor avea calificative sub nicio formă, nu vor fi despărțiți de vârstă, vor fi toți în aceeași clasă, vor fi testați cumva să li se descoperă aptitudinile și li se va da oportunitatea să-și exploreze acele aptitudini și să-și le crească. Deci în felul ăsta ei vor ști că n-am cum să mă compar cu altul, chiar dacă sunt în aceeași clasă, pentru că eu sunt pe o aptitudine și ele pe alta. Și Marius a zis că asta ar fi idealul de învățământ. Și eu zic același lucru. Da, acum noi nu știm la ce o să-l folosească Elon Musk, că știm că nu are nici el intențiile prea curate, dar... eu am văzut un film, dacă l-ați văzut și voi, se numește Gattaca sau ceva de genul ăsta, cu Uma Thurman și nu mai știu care personaj masculin, care tot așa se vorbea despre o lume SF în viitor, în care va fi o selecție foarte bună doar a celor perfecți, a celor, și fiecare era în domeniu de la început, nu te mai întreba ce vrei tu să fii, deci te testau ei și te repartizau fix unde credeau că ești potrivit. Da, dar e posibil ca aici cine testau, cu ce? Cu aparate, cu ceva? Că nu se știe dacă rezultatele erau conforme cu realitatea. Da, nu știu, urmăreau de-a lungul formei de învățământ, erai urmărit tot timpul și erai, da... Și apoi era repartizat automat, deci... Eu nu știu dacă îi lăsau să se dezvolte pe linia pe care ei excelau. Cred păi că asta zic, s-ar putea să fie o manipulare și aici undeva. Adică le creau niște standarde pe care să le atingă și atât. Și atunci ei luptau pentru standard, da. Să ajungă la standardele alea. Și se poate da o falsă impresie că tu te dezvolți pe linia care vrei, când de fapt ești ghidat. Da. Da. Da, se poate. Da. Da, ar fi ideea. Da, Sinina, zi-ți ideea. Da, nu, asta spuneam, că ar fi ideal să se poată copiii să aibă la dispoziție când intră în școală tot ce este necesar ca el să lucreze exact acolo unde constată că îi se potrivește cel mai bine. Fie da. Într-un domeniu să exceleze, poate și în celelalte, dar să aibă un standard... Sau nu, să nu aibă standarde, să ajungă acolo până unde reușește el. Și să poată să-și dezvolte cel mai mult ceea ce constată că e pentru el cel mai potrivit. Da. Că ei singuri arată, ei își arată nu, cum se cheamă astea... Creativitatea. Abilitățile, așa. Deci le vezi imediat prin ce manifestă ei. Fie desen, fie muzică, fie matematică, fie... Se vede destul de repede cum intră în școală. Dar e rău că îi forțez pe toți să meargă cu același... pe aceeași linie. Deci, pentru cei cărora nu le place o materie, e greu. Știi că era chipul lui Satrebuie lui Einstein vorba, că dacă vom compara abilitățile de cățărare într-un copac a unui pește cu o maimuță, atunci clar că n-are da. Cum peștele să iasă câștigător. Da, este și o poveste, Școala Animalelor, și îi cheamă la test pe toți. Broasca, peștele, vrăbiuța, șarpele și ce să mai zic, maimuța, și zice, acum avem probă de not, toată lumea la not. Păi ce să note vrăbiuța sau șarpele sau așa. Și acum avem probă de zburat. Păi pune broasca să zboare. Cum? Deci e cam același lucru cu ce facem noi cu copiii. Punem pe toți să facă același lucru, deși unii au abilități, alții nu. Unora le place, le plac toate materiile, altora nu. Da. Și cumva îi pierdem pe drum. Da. Da.
îți creează un conflict interior, ei și-ar dori, spre exemplu, am o fetiță foarte talentată la desen. Îi place și îi place mult să deseneze și se apucă în pauză că își ocupe timpul cu ce-i place ei. Desenează, se sună de intrare, începe ora, ea dă-i cu desenatul înainte, că ea vrea să-și termine. Stai că mai am un pic de colorat aici, stai că mai am de făcut ce și eu trebuie să fac matematică. Și na, dacă o las acolo, rămâne în urmă, pe urmă, cu cum mai recuperez cu ea? Așa, dacă aș fi avut cum, aș fi lăsat-o să mai coloreze încă o oră, voia ea până îi trecea pofta și apoi trecea ea de bunăvoie, zicea, haideți că acum vin și eu la matematic. Cam așa trebuie să se facă orele. Da. Dar bine, pentru asta îți mai trebuie măcar încă cel puțin un om în clasă cu tine, ca să poți singur, un singur învățător nu poate să facă treaba asta, să îi lase să lucreze diferențiat în aceeași oră la diferite materii, că n-ai cum să supraveghezi un grup de copii care lucrează. Bine, okay. Cel care desenează stă liniștit acolo și desenează, nu te întreabă nimic, dar dacă sunt unul cu matematică, altul cu română, altul cu științe și fiecare vrea să lucreze și are nevoie de sprijin, măcar încă un om ar trebui să fie. Da, scuză-mă, ce ai vrut să... Nu, zic că acest trebuie din viața noastră care ne ocupă tot timpul, că trebuie copilul să facă, să dreagă. Avem fel și fel de tabele, la vârsta cutare, ce greutate să aibă copil. Încă de la naștere îi se dă o notă copilului cum s-a născut. Deci încă de acolo se pornește cumva în această lume plină de concurență și... Adică eu mă uit la cel mic. Dacă eu aș vrea să, după vechiul meu model, să-l învăț ce cred eu că ar trebui la vârsta lui și el nu este pe linia aia, eu un ignor complet. Nu mă aude. Poți să zici că e surd. Dar dacă e ceva ce pe el îl pasionează, e briliant. Imediat prinde. Deci aici ei, de la vârstele cele mai fragede, ne dau de înțeles că nu trebuie să știu eu nimic ce nu mă interesează, că probabil eu n-am venit cu programul ăla, nu-mi folosește în viața asta. Mădălin, cum vezi în Italia? Cum e, nu? În Italia ești. Sistemul cum este? E deosebit de România sau de alte părți? Cred că la fel. Nu știu, că băiatul, mergând la școală, tot aceiași termeni de comparație, tot aceleași materii. Se pune presiune mereu pe copil pe anumite materii, cât mai multe teme, cât mai puțin timp de joacă, de a-și trăi viața. Da. Ai simțit nevoia vreodată să, dacă ai putea să schimbi ceva? Înainte de învățături, da, eram foarte revoltat, pentru că, întorcându-mă un pic așa în timpul școlii când mergeam, nu îmi plăcea materia, cu toate că am studiat, am făcut până la primul an de facultate, după care am înghețat și am zis că poate cândva o să reiau, o să continui și asta. Și m-a lăsat dus purtat. Da, și s-a pus foarte mare presiune. Îmi dau seama că și ai mei la fel a pus presiune pe meditații, la matematică, la toate materiile astea. Și cumva parcă se repete și în... Și în experiența cu băiatul, la fel. Aceeași presiune, nu din partea mea. Tata era undeva pe fundal, aceeași chestii care sunt eu acum. Dar mama era acolo, presiune. Învață, pune buta pe carte, că-ți trebuie, mamă, îți trebuie. Și da, uite, că mi-a trebuit să ajung porcar. E perfect, așa, unde sunt. Nu, să zic. Și apropo, ce vorbea și Simona, foarte interesant, legat de rușinea și de comparații, nu? Se iau rușinea ca la locul de muncă, nu? Referitor la, să zic așa, la postul ăsta de muncă, ca fermier, ca crescător de animale, de porci. La început era rușine așa, asta, dând învățătura asta și acceptând un pic, afundându-mă mai mult în practică, în a înțelege chestii, nu mă mai afectează. Poate foarte puțin ego se mai simte lezat de chestia asta, de rușine, de chestii. Dar... Da, asta vreau să zic că e foarte fundamental. Dacă te lași, cum spunea și Maria mai devreme, că să faci golul ăla de atașamente, de este, cumva dispare și instinctul ăsta de a te compara, de a concura, de a
Da, și încă o chestie foarte interesant, când am fost în tabără la București, a spus-o lui Marius, dacă e ok, că nu mai am sentimentul ego-ului, să spunem așa, de a face chestii, de a se performa, de a avea ambiție, de a face lucruri și asta, că acum mă las, cât este asta, este salariul care este și fatalitatea că parcă ven mai mulți bani decât înainte. Ne făcând nimic, pur și simplu te lași. Bine, dacă luăm așa în grad de comparație cu colegii de muncă, la nivel de muncă, să spunem așa, la orar, zic că dacă eu mă afund mai mult în muncă, preiau și munca colegilor mei, ego-ul cumva tinde a se bulversa, de a crea o stare așa de frustrare că uite-l pe ăla nu face nimic, stă pe tușe și eu trebuie să-mi rup și ăla pentru el. Și după aia intervin cu învățătura, cumva practic așa, băi, dar Dumnezeu acolo, el vrea să se manifeste în felul ăsta ca să accept și asta. Și reușesc cumva să mă reabilitez, știi, și să-mi văd de treabă, de muncă și îmi apar din nou voie și ea, bucuria și dau înainte. Da. Cumva, cum zicea și Marian, ca să te perzi de golul ăsta de atașamente și schimbarea de etichete, să nu ne poziționăm și asta, să nu vedem nici rău, nici bine. Să vedem că așa trebuie să fie și... Da. Și referitor deci pe tine te ajută mult că pui Dumnezeu în fața celui din care e în fața colegului, da, de exemplu, da? Da, da. Te ajută mult. Da. Schimbând eticheta asta. Și ego-ul s-a simțit un pic lezat la ultimul webinar care l-am avut împreună, că am zis undeva o frază, că am zis că înainte cu tupeu, nu? Și după aia am simțit la tine că tupeu e ego-ul. Dar atunci mi-a venit să zic că tupeu în învățătură, de a practica, de a nu, cum să zic eu, de a schimba etichetele, de tupeu în învățătură, de pus în aplicare, în practică. În sensul de efortul nostru propriu, nu? Și am zis, și da. Nu, ego s-a simțit lezat, bă, așa a trebuit să spui tu, să etichetezi tupeu ăsta la învățătura școlii iubirii și asta. Da, tupeu să faci lucruri așa, să nu te poziționezi, să ai curaj să-L cunoști pe Dumnezeu, să mergi spre... Oricum suntem în mâna Lui, numai că noi suntem proști la cap, nebuni, nu știu cum să zic așa, că credem că trebuie să facem ceva, să ne comparăm, să ne ambiționăm, să facem anumite lucruri. Dar dacă ne lăsăm numai pe El să ne surprindă, să ne manifeste, e cel mai frumos lucru care poate să se întâmple. Da. Chiar dacă e suferință, chiar dacă e experiment, chiar dacă e o experiență, e totul de la El. Da. Și chiar foarte interesant tema de astăzi cu comparația. Uite că aici mi-a ieșit și frustrarea ego-ului legat de rușinea asta, că încă cumva se mai manifeste. Da. Asta cu rușinea, să știi că eu aveam înainte de a intra în binarii, că tot îmi făceam griji eu ce o să spun, ce o să vorbesc, ce dacă mă fac de râs sau penibil sau știi, și pur și simplu asta e, adică pur și simplu mă expuneam. Ei, asta e, dacă vrea Dumnezeu să fiu penibilă, foarte bine, înseamnă că Lui îi place rolul ăsta. Și eu trebuie să experimentez. Și să diminuează în timp, cum ai zis și tu, dacă ne gândim că e Dumnezeu acolo, care El de fapt le face pe toate, să diminuează toate, adică dispar, nu mai te controlează nicio panică, nicio frică de nicio culoare. Da, și rușinea asta, să zic, la ego, pe persoană fizică, se manifestă așa cu o strângere așa de stomac, nu? Că n-ar vrea să dea gălușca din gură afară, știi? Sau să, mamă, ce-am zis, ce-am făcut acum, cum mă îndrept, ce, să rușinează așa. Da, nu da. Știu, ca un om care se închide în cochileazul și asta, dar e foarte bine așa cum se manifeste. Da, e minunat, pentru că, uite, așa, chiar și când scoatem ceva ca o bombiță, să zicem noi, tot spre binele nostru e, că ne vindecă cumva. Da. Răul e cel mai mare bine până la urmă. Păi din răul ăsta e cel mai bun învățător, că doar prin răul ăsta, prin suferință putem cumva să ajungem la cunoaștere. Dacă suntem numai așa bine, ce mai experimentăm, ce mai facem aici? Ce mai... Nu ne mai jucăm. Plictisim. Da.
Da, așa este. Da. Uite, dacă privim așa, din, exact cum ai descris tu, dacă privim realitatea noastră cum ai descris-o tu, devine chiar interesantă, plăcută. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Da? Hai să vedem Da. Unde ajungem astăzi. Știi ce interesant? Ce interesant, da? Mădălin, că eu niciodată nu te-am văzut porcar de când te-am cunoscut. Adică nici prin cap nu mi-a trecut vreodată că el e porcar și eu sunt om de afaceri. Deci eu ți-am văzut energia, frate. Și ți-o zic direct. Bucuria ți-am văzut. Atâta ți-am citit. În câmpurile mele atâta a venit ca informații. Deci, de multe ori, noi avem niște etichete că cum ne văd ceilalți, dar ei ne văd cu totul diferit. Ne văd, de fapt, starea noastră interioară. Nu ne văd etichetele de suprafață, adică carcasa, știi? Ei văd exact, băi, ce stare are omul ăsta, uite ce bucuros este. Și chiar în gândul meu mă gândeam, wow, poate pot să ajung și eu să fiu porcar. Chiar îmi doream să mă scad mai mult, știi, de unde sunt. Chiar îmi dădeai o idee, adică mă... O comparație asta, vezi? O comparație, zic, dar în subconștient e să mă scad pe mine, înțelegi? Pentru că îmi dau seama că cu cât te scazi mai mult, cu atât ai mai multă bucurie. Fără să mă compar cu tine, zic, e minunat că ești porcar, adică e minunat că ai poziția, pentru că nu te atașezi ușor cum ai fi, să zic, într-o poziție de lider sau de afaceri, să ai foarte mulți bani pe mână, e cu tot o altă situație, înțelegi? La asta mă refer. Nu știu cum, depinde, că se întarți cumva că se strânește și invidia, că ca porcar câștigi mai mulți bani ca și cum ai fi un muncitor în fabrică, știi? Păi să vină și muncitori din fabrică să facă ce faci tu. Da, da. Să experimentezi. Da, 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 da. Dacă vrea ego-ul lui sau devinul din el. Ca să ne poziționăm. Eu, uite, el a zis mai devreme că e porcar, dar eu nici n-am realizat. Acum când ai venit tu, acum am realizat. Da. Zic, ok. Dar acum mi-am adus aminte de o glumiță, că eram cândva mult timp în urmă într-un autocar, într-o excursie, în România eram. Și ne prezenta ghidul, uite, pe partea cu tare vedeți să aibă. Și la un moment dat, pe parte, era o crescătorie de porci. Știi? Și ghidul ne-a prezentat. Și pe partea dreaptă este o mare porcărie. Da, și mi-a rămas ca glumiță așa în minte. Da. Da, cum... Mi-am asumat rolul ăsta și dacă sap un pic în urmă și asta, știu că este un program de la bunica, de pe mamă. Cumva a fost o programare spre sensul ăsta, spre... Am avut drăgan de animale de când eram micuț, să spunem așa. Și cumva ea mi-a zis, învață mamă că mâine o să-ți trebuiască... O să ai nevoie și asta. Și cumva ea m-a direcționat acolo. Și mulțumesc pentru asta. Chiar e foarte tare. Da, da. Și a fost o bunică exemplar. Chiar ne-a iubit mult pe toți nepoții noștri, care eram în jur cam la vreo 20-30. Pe timpul vacanțelor de vară eram toți pe capul ei. Și săraca femeie cu toți era în brață, ba pe la câmp, ba pe la sapă, pe cum putea și ea să aibă grijă de noi. Și pe toți ne-a bucurat, pe toți ne-a ținut un puf, un palm și asta. Și cu fiecare am luat câte o învățătură de aia, pentru care și eu am luat cea mai mare învățătură de la aia, că să nu fie rușine să fie o porcar. Uite că am ajuns la asta. Da, e o muncă și este nevoie și de așa ceva. Și e cel mai minunat lucru care poate să se întâmple. Și, da, pentru asta mulțumesc. Uite că acum am conștientizat mai pătruns. Da. Da. Da, uite că acum observam, mi-a venit o chestie. Uite, asta cu bărbații și femei e o altă diferență, să zicem așa. Bărbații, mi se pare că sunt mult mai împăcați cu oamenii din viața lor, din trecutul lor, din familia lor, decât sunt femeile. Parcă nu sunt așa... Să găsească vină în mamă, în tată, în bunică, în bunică, așa cum găsesc femeile. Uite, e o altă mare diferență aici. Nu zic că poate n-ați avea și voi ceva de reproșat sau vreo traumă, sau, dar parcă nu sunt atât de... Sau poate femeia se victimizează mai mult, bărbatul trece mai repede, nu știu cum să explic, dar așa văd. Cel puțin soțul meu, dacă îl întreb, zice, dar eu nu am nimic ca să reproșez la nimeni. Da. Vorbim la
asta de ură, să spunem așa? De, nu neapărat chiar ură, dar uite să crezi că ai avut nu știu ce traume ți-au făcut și da, femeia se aruncă foarte mult vina în afară, femeia. Mult mai mult, da, că asta de fapt faci. Toată lumea e vinovată. Caută vinovați, caută vinovați foarte ușor. Ca să nu-și asumi, este lipsa de asumare a comportamentului. Da, exact. Bărbatul, pentru că este mult mai mult conectat în divin, el își asumă mult mai mult acțiunile pe care le face. Da. Și din cauza asta. Da. Cu toate că poate și voi ca băieți ați luat bătaie, că și noi luăm bătaie, era cumva la modă. Și... Dar uite, noi vedeam așa că, wow, ce mi s-a întâmplat. Și, da, suntem diferiți și din punctul ăsta de vedere. Dezi, tu ce zici? Cum e cu comparația? Cercăm să trebuie concluzii la tot ce a fost până acum. Doamna Nina mi-a făcut un click. Mă duc aminte de băiat când a fost la școală, așa a dat conjunctura că a fost într-o pregătire ceva de genul, cum ați amintit, și acum îl văd mai independent, cel puțin și generația lui, parcă văd că e mai independentă, deci cel puțin dă și mie exemplu la capitolul portare, în principiu, să ajută cum pot, nu se compară foarte mult, și m-a dus aminte de școala iubirii, că de fapt ce m-a făcut ca să ies din grupul celălalt, decizia grupului de aici, adică de câteva persoane de aici, m-a ajutat foarte mult și mi-aduc aminte de parcă ieri s-a luat, am mintit Valentin sau cineva pe grup de regula grupului, ce mult ajută persoane ca mine lucrurile astea când se clarifică, uite, asta e scopul nostru, participi sau cu timpul tău sau cu banii tăi și după vreme mărim doza, dar numai la cei care vor. Și de fapt îi spuneam la un moment dat la Marian că eu dacă o să rezist un an, după aia poate s-o mai rezist mai încolo și să văd dacă am fost clar. Ce spunea Dan Orina este extraordinar pentru mine legat de cum văd deja ce s-au gândit la școala iubirii, legat de strategia în care se Marius tot repetă, fiecare spune, face teme pe penare din ce în ce mai clare și să văd esența care am vrut să o spun. La un moment dat s-a amintit și de aspectul exact. Tot doamna Alina spunea că fiecare elev particular este ridicat acel plus calerare și se credește pe ea. Și mi-am adus aminte de cuvântul care a spus Marian de vulnerabilizare. De fapt, aici ar fi esența. Cine are curajul să se vulnerabilizeze și sunt persoane care știu să clădească pe acea vulnerabilizare, se pare că poate da un elan mai încolo și persoanei în sine, dar și școlii. Interesant pentru mine. Mulțumesc pentru tot. Mulțumim, Dezi. Dragilor, ne apropiem de sfârșit, că și timpul meu a expirat. Intrăm acum pe datorii, să pe îndatoriri, pe slujire. Mulțumim tuturor, e un subiect foarte interesant, care oricum a fost prezent în viața tuturor, fie că ne place să credem sau să recunoaștem sau nu, toți ne-am comparat și poate cândva, chiar și în prezentul nostru, uneori mai ne bântuie comparația, dar totul e perfect așa cum este. Vă mulțumesc tuturor, uite cum ne-a pus Dumnezeu așa, am venit din domenii diferite și am putut să... Uite, am putut să comparăm până și cum am primit fiecare din punctul lui de vedere. Este minunat, deci ca o concluzie avem o singură comparație de făcut cu noi cei de ieri. Atât. Ca să putem să închidem cumva gura egoului și să îi spunem, uite, totuși am avansat, m-am schimbat, nu mai sunt cel de ieri. Da. Vă îmbrățișez cu drag și ne vedem curând la o nouă dezbatere. Așteptăm sugestii. Mulțumesc. La revedere, o zi bună!